ne facem planuri și vise și uităm să trăim povestea de astăzi. Se citește repede, îți dai seama că tot ceea ce scrie aici e deja în tine, dar n-ai conștientizat și după ce ai citit-o poți să o dăruiești cu mare drag pentru că se vor bucura și alții de ea. Simplitatea de a înțelege lucrurile profunde cu care ne întâlnim în fiecare zi. Este motivul pentru care astăzi m-am ridicat, deși eram convinsă că nimeni și nimic nu o să mă convingă să merg mai departe. Viața fără cărți ar fi monotonă, lipsită de imaginație, mult mai săracă. Astăzi este despre astăzi. E pentru mine locul în care reușesc să găsesc în fiecare zi motivul de a fi fericit.